Salutare! Suntem în Italia, după cum se vede. Ne-a depășit un Fiat 500 ceva. Scrie Fiat 500, dar nu știu dacă e abart neapărat. Nu știu dacă ăla e eleron sau suport de portbagaj, știi, de bagaje. Da, cred că e suport de portbagaje. Și nu știu dacă s-au văzut ștergătoarele mașinii. Vorba lui Dan, care e alături de mine. Ca două Hello. Sârme. Și avea un parbriz micuț, așa cam cât e un ecran de telefon acum mai nou. O bijuterie, o bijuterie. Și stai, până să începem cu subiectul de astăzi, da. Am văzut o mașină în parcare și Dexter lângă mine aici a reținut și cum se numește, cred. Da. Zi. Deci este Mahindra CUV cu capa 100 plus. 100 și plus în două. Și plus, da. Next, K6 plus, G80, Falcon. Falcon, 11 nume. Bună. Venirea oficială a acestei mărci în România. Alu Mahindra? Da. De ce? Ca să luăm și mașini la test pe care nu o să știm să le... Mă rog, numai unii cu memorie bună o să știe să le... Îți dai seama că nu încape numele mașinii în titlu? N-ai dar cum să ai... Curios ce preț are. Chiar sunt curios de... Cu siguranță de... nu e așa de lung. Prețul? Da, da. Dar nu o să încapă în titlu pe YouTube. Exact. Scriu exact. Un articol în revista Top Gear... Doar cu numele, știi? Aceasta este nu știu ce. Sfârșit. N-am avut decât o pagină. Dan Scarlat. Dan Scarlat, revista Top Gear România. Gata, dacă asta. Dacă mai încape, Dan. Dan. Exact. Da, da. Bună bun. Asta. Deci, după cum vedeți, suntem în aceeași mașină în Italia. Suntem în noul Subaru Crosstrek, care eu sper că pe YouTube va fi premieră națională. S-a nimerit, deci tu ai apărut pe canalul Mașini cu Luci Popa mai des decât am apărut și în ultima perioadă. În ultimele 24 de ore, cel puțin. Da, apropo, este 1 decembrie când se lansează clipul, deci la mulți ani tuturor românilor. Sper că ați avut un an bun și sper că o să avem o Românie mai bună în anul ce urmează, vin sărbătorile. Deci trebuie să menționăm și 1 decembrie. Și trebuie să-i mulțumesc și eu lui Dan pentru clipul cu Dacia Duster. A fost suficient de drăguț cât să-mi realizeze și mie un clip și acum, la momentul înregistrării, la 24 de ore de la publicarea clipului cu Dacia Duster pe mașină cu Luci Popa pe YouTube, este cel mai vizualizat clip din Europa cu noua Dacia Duster. Ce să zic, facem o echipă bună. Cu plăcere, prea oricând... Bună. Uite, uite un Evo, uite un Evo. Mașină chinezească vândută în Italia. Este un Jac. Asta, da, știi, Car Guys. Car Guys, da, Car Spotting. Când văd o mașină, ies ca blondelele. Something shiny. Something. Look. Exact, ca, știi, cu câinele. Cu discuții. Cu câinele, cu când vorbește câinele serios, nu într-un desen animat, nu știu, ce vei o vedriță. La 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 la. Squirrel. La 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 la. Exact, exact. Așa suntem și noi. Bun. Subiectul de astăzi este noul Subaru Crosstrek. Apropo, deci mulțumesc pentru clipul cu Dacia Duster. Apropo, cu plăcere. Și trebuie să menționeze, Dan, că am dat și o bere. E adevărat, în aeroport, da. Cine bea berea seara? În aeroport, la lounge. Da. Deci, da. Și noi am zburat în Italia, undeva la Milano, am zburat pe Bergamo. Suntem undeva la 50 de kilometri de Milano, nu știu dacă se vede neapărat, suntem aici, aproape de lacul Como. Nu cred că foarte aproape de lacul Como, da. Oricum, în zona asta mai nordică un pic așa, să testăm noul Subaru Crosstrek, într-o vreme Subaru. Adică plouă, ninge, vreme urâtă, să testăm sistemul de tracțiune integrală simetrică all-wheel drive. O să vorbesc eu despre sistemul ăsta un pic mai târziu. Nu știm cum va evolua acest clip, cert este că o să încercăm să vă prezentăm mașina cât se poate de bine. Noul Subaru Crosstrek în locuitorul lui XV, o mașină care pune accentul pe siguranță, o mașină care în gama Subaru are undeva o importanță între 30 și 60% de piață, cam 50% din toate modelele Subaru vândute la nivel european sub XV, adică Crosstrek mai nou, că s-a schimbat numele. Crosstrek era numele de America, acum este numele de... numele. Venim de la crossover și trekking. Trekking. Și vezi de data asta un nume simplu și foarte punchy, așa, adică înțelegem foarte clar de ce are acest nume și ce reprezintă el, spre deosebire de Falcon XV. Dar ce este XV, trekking? Cum... da. Trekking așa ca o sintetizare a conceptului de activitate outdoor. Da, și ne-au dat și niște bețe de trekking. Care și... probabil nu o să ajungem acasă, pentru că nu știu, dacă o să ne... nu știu în ce măsură o să putem să le trecem, să le urcăm noi în cabina avionului. Da, importantă este...
Importantă este intenția. Și culmea, a existat o mașină care a avut trekking în nume, dacă mai ții minte. Fiat? Parcă. Da, Fiat 500 L Trekking. Înainte să apară Fiat 500X, era o variantă mai un fel de Sandero Stepway de la Fiat 500 L. Crosstrek este o mașină foarte importantă, este un SUV crossover compact, cu dimensiuni fix în limitele clasei, cu ceva capabilități off-road, cu o motorizare nouă, mild hybrid. Da, deci este cam ceea ce vrea piața. Acum, nu mai lungim, o să încerc eu acum cât conduce Dan să prezint un pic interiorul, să vorbesc un pic despre mașinuță. Nu mai lungim, mașini cu Luci Popa din Italia, cu Dan Scarla de la Top Gear, începe încă o dată cu Dan Scarla de la Top Gear. Ciao. Mașini cu Luci Popa. Cică ciao. Da, mașini cu Luci Popa. Ciao. Ciao. Bela. Mașini cu Luci Popa, începe. Zilele trecute căutam să-mi fac RC la mașină și pur și simplu uitasem numele brokerului. Mi-am zis că trebuie să existe o soluție mai ușoară și din cer mi-a picat aplicația Bolo, prin care mi-am făcut RCA în doar 2 minute cu garanția celui mai bun preț. Cum? Păi este simplu. Nu mai ai intermediar, nu mai dai comision la broker și se folosește de AI, de inteligență artificială. Nu trebuie să bagi tu datele de la buletin și talon manual pentru că ți le scanează telefonul. Bine, dacă vrei să le bagi manual, ai și opțiunea asta, dar e mai simplu așa. O găsești în App Store sau în Google Play și plătești cu Apple Pay sau Google Pay, cele mai tari două invenții făcute vreodată. Așa că fă și tu RCA în doar 2 minute cu Bolo. Aveți link în descriere. Acesta este interiorul lui Crosstrek, era să zic XV, o să avem și un XV așa pentru comparație. Un interior care seamănă foarte mult cu cel al lui Forester, al lui Outback. Multe componente sunt în principal aceleași, cum ar fi volanul plin de butonașe, tabloul de bord, da, care nu este digital și e o gură de oxigen din punctul ăsta de vedere. Sistemul de infotainment pe care l-ați văzut și în clipul meu cu Subaru Forester sau Subaru Outback. N-o să ne trebuie navigația ca să știm unde să ajungem, deci n-o să umblu așa foarte mult în sistemul de infotainment, îl aveți acolo, cu sistem de climatizare aici digital, dar au rămas și butoanele fizice, dezaburirea, butonul de volum și de hold și de tune. Și dacă ții pe hold, te duce în setările audio pentru egalizator, ceea ce e un detaliu foarte ok. Avem NFC-ul pentru sistemul de infotainment, dacă vrei să-ți conectezi telefonul la Bluetooth. Nu mai conectezi direct la Bluetooth, pui telefonul aici și el se conectează automat ca să poți face streaming de media dacă nu vrei Apple CarPlay sau Android Auto. Observăm cutia CVT cum lucrează acolo, dar asta un pic mai, o să vorbim despre asta un pic mai târziu când o să conduc și eu. Aici avem câteva meniuri, inclusiv turn by turn is not available in projection mode. Ok. Așa, accelerație, consum, eyesight-ul avem aici că este activat, unghiul de tangaj și aici X-Mode pentru că avem modurile de tracțiune integrală, avem și moduri de rulare și de tracțiune integrală, suntem pe normal momentan, așa arată sistemul, răspunde oarecum bine, 11,6 inci cu tot felul de funcții, inclusiv exact ca la celelalte modele Subaru, auto hold-ul se află pe ecran și trebuie activat de fiecare dată când pornești mașina. Ce trebuie menționat, dacă intri în Deep Snow sau Mud, se dezactivează ESP și controlul tracțiunii. Și poți să mai adaugi tu aici câteva scurtături. Hai să revenim la Android Auto ca să vadă și Dan pe unde trebuie să mergem. Tot înainte, Dane. Avem Apple CarPlay și wireless și cu fir. Versiunea de America are doar wireless. Avem și un AUX și m-aș bucura să mai văd lume care mai ascultă muzică la fidelitate înaltă prin jack-ul ăsta de 3,5 milimetri, USB-C pe 3A, USB-A pe 2,4A, același lucru se întâmplă și în spate și îmi place că avem și USB-C și USB-A. Hai să vă arătăm un pic materialele, sunt moi în partea, aici e moale, aici e mai tare, aici este din nou un material mai tare, aici mai moale, un pic de imitație de fibră de carbon și îmi place că acum camera asta a mea are și un oarecare funcție de macro. Și la fel aici. Singura problemă, sau nu e neapărat problemă, dar este o diferență de culoare între cele două materiale. Hai să vedem și torpedoul. Nu este capitonat, este amortizat, dar și din câte văd nu este iluminat de o dimensiune normală. Schimbătorul de viteze pentru cutia CVT, cred că e singura, nu mai e manuală, pe, e doar CVT. Cred că e singura versiune, da, de motorizare. Singura versiune, da. Mild Hybrid CVT.
Este un mild hybrid, o să povestim un pic despre el, similar cum este strong hybridul de la Suzuki, adică îți oferă un asist electric ceva mai puternic și poate să meargă pe scurte distanțe în full electric, nu este un full hybrid. Așa, drive și low. Practic, pe lângă faptul că cei de la Subaru față de generația trecută au atenuat puțin, au îmbunătățit zgomotele realizate de cutia CVT, adică zgomotul de la lanț, zgomotul de la întinzător de acolo, de la lanțul de la cutie, toate zgomotele astea au fost îmbunătățite. Pe lângă asta, mai au și o treaptă de low, deci dacă ai nevoie de reductor în off-road, este un reductor simulat din... îi mai dă o plajă în plus la CVT, ca și cum ai pune o foaie mai mică pe o bicicletă suplimentară doar pentru urcat sau alte asemenea. Inclusiv pentru frâne de motor e bună atunci când cobori pantă destul de abruptă. Frâne de parcare electrică, aici este un buton care nu face nimic, la versiunea americană cred că aici este auto hold-ul și îmi place că avem scaunele încălzite aici la butoane fizice. Deci e destul de util. Știu că ar fi fost mai elegant în ecran, dar foarte utile butoanele fizice. Am observat că japonezii păstrează partea asta. Am uitat într-un tunel, de asta s-a întunecat. Luminile sunt unele normale. Două suporturi de pahare cu bază cauciucată și aici o priză de 12V care are căpăcel. Și este util ca să nu-ți intre, nu știu, băutura sau altă mizerie, praf, particule, mâncare, chipsuri și alte asemenea. Cotiera în bunul stil Subaru este moale și destul de încăpătoare, dar nu avem USB-uri aici sau alte asemenea. Îmi place totuși că avem un suport de telefon. Un suport de telefon elegant aici, poți să-l pui și pe lung dacă telefonul nu este foarte mare. Schimbătorul de viteză este și el acoperit cu o piele și totodată pielea asta, sau nu știu dacă, nu e piele, se vede că e material sintetic, are efectul ăsta de fibră de carbon. Butonul de trip reset aici, start-stop-ul. Și Dane, spune-ne două cuvinte despre cum se conduce mașinuța. E foarte silențioasă, după cum ne-am dat amândoi seama, da, că imediat, din primii metri. Foarte silențioasă, super ok suspensia. Scaunele astea, știi că cei la timpul prezentării oficiali au insistat pe calitățile anatomice ale noilor scaune și faptul că s-au redus foarte mult vibrațiile resimțite la nivelul capului, știi, cu ajutorul acestui nou setup cu scaunele astea anatomice și șinele sudate direct pe șasiu. Șinele, într-adevăr, sunt sudate direct pe șasiu și materialul în sine este un pic mai absorbant, să-i spunem așa, astfel încât vibrațiile pe viraje și pe drumuri cu denivelări, nu neapărat vibrațiile, dar mișcarea corporală este mult mai mică și tu vei simți un ruliu mai mic sau vei percepe ca și când mașina ar avea un ruliu mai mic. Practic, ești ancorat oarecum mai bine în mașină. Da, mergând până acum doar pe drumuri publice destul de aglomerate, n-am apucat să accelerăm prea mult ca să vedem. Dar, în schimb, tot așa, cei de la Subaru au insistat că managementul motorului electric a fost schimbat, așa încât el intervine acum mult mai, cum să zic, mai pregnant, se simte mai bine. Am observat asta când pleci de pe loc, într-adevăr, pare că ai acel cuplu electric care descarcă stresul de pe motorul termic. Atât momentan despre partea de motor, ca spațiu văd o singură oarece limitare, dar iar tu n-o s-o vezi. Eu n-o s-o văd, da. Pentru că la peste 1,90, aici la genunchiul drept, văd că consola este un pic prea lată. Uh-huh. Dar în rest, și la cap, toate că avem trapă, e ok. Trapa este disponibilă doar pe versiunea de top. Deci da, versiunea premium, sunt trei versiuni, vrei trei să versiuni, acum, da. Style, style extra și premium. Și aici, scurt, da, avem un holder pentru acte, eu nu am. Dar în principiu este același. Ce am observat este că versiunea de America, pe lângă faptul că are, sau de Canada, are volan încălzit în plus și are o extensie mică aici la parasolar. Nu sunt așa mari diferențe între versiuni. Însă ei nu primesc motorizarea asta, pe care ați văzut-o și la Forester, în prezentarea mea cu Subaru Forester. Aici puterea este un pic mai redusă, 136 de cai putere, dar, după cum a spus și Dan, deși hardware-ul este același pe parte de sistem mild hybrid, cum vrei să-i spui, strong hybrid, eu așa l-aș numi strong hybrid, cu toate că
nu este denumirea oficială, îți mai preia un pic din sarcina motorului termic și atunci cutia CVT nu se turează atât de mult pentru a-ți livra performanțe, să spunem, medii. Atunci când vrei să accelerezi, nu foarte tare, dar mediu așa, și atunci mașina nu se va chinui, nu vei simți. E bine antifonată, e foarte bine. Foarte important la orice mașină care folosește această soluție tehnică a transmisiei cu variație continuă, ca motorul să fie bine antifonat. Da. Adică multă lume penalizează aceste transmisii pentru că sunt zgomotoase și parcă chinuie motorul. Realitatea e că, din potrivă, când ai nevoie de cuplu, ele se duc exact unde ai nevoie. Adică da, nu joacă doar între, nu știu, 6 sau 7 trepte. Se duc în plaja lor de cuplu. Și se duc exact unde trebuie. Dar, din păcate, atunci când accelerezi, cel puțin la versiunile mai vechi, cel puțin, motorul se turează și, practic, accelerația se realizează doar în transmisie și atunci percep ceva puțin artificial, un zgomot permanent acolo. Și e bine că atunci când folosești această soluție să ai motor bine antifonat. Deci ca să cumva pe mine nu mă interesează de la volan cum funcționează ce e sub capotă. Doar să funcționeze bine, știi? N-ar trebui să fiu cumva conștient de ce se întâmplă acolo. Consumatorul obișnuit, dar nu e Exact, omul normal obișnuit. Nu mă refer la cineva foarte pasionat de tehnică, ci de cel, 99,9% dintre cei care cumpără un automobil. Și multe modele cu CVT sunt aspirate, pe când nu sunt foarte mulți producători care au oferit motoare turbo sau turbo diesel cu CVT-uri. Audi a fost unul din puținii producători ce mai ofereau motoare turbo benzină sau turbo diesel cu transmisii CVT doar pe versiunile cu tracțiune față. Dar Subaru merge pe calea asta de motor aspirat, nu foarte forțat. Eu cred că motorul ăsta boxer aspirat, neforțat la 136 de cai putere, e unul ce va rezista în timp, adică îi faci reviziile la timp, el nu este forțat în sine, ai asistentul electric care îți mai preia din sarcină și implicit din uzură și atunci eu cred că va fi super rezistent în timp. Evident, nu mai are nicio legătură cu vechile motoare Subaru, care, alea de performanță care au avut probleme. Dacă are cineva Subaru, orice model, inclusiv tu, Andrei Vereștiuc, poți să scrii în comentarii sau puteți să scrieți în comentarii experiența dumneavoastră. O cifră de consum pe care am registrat-o în primii 30 de kilometri, mergând absolut normal prin traficul din nordul Italiei, într-o zonă semi-montană, deci am avut și pante ușoare, să zic, consumul în acest moment este de 6,1 litri la 100 de kilometri, nu am avut urban, nu am avut autostradă. Nu am avut urban, nu am avut autostradă, deci 6,1. Pentru motor 2.0 aspirat, fie el mild hybrid, strong hybrid, cum vrei să-i spui, eu zic că e ok. Și o să vedem, e doar o cifră așa inițială. La finalul zilei probabil vom avea o perspectivă mai clară. 6.2. Da, 6.2, am mai urcat un pic. Da, acum urcăm un pic. Și acum, în comentarii, sunt două tipuri de oameni. Sunt oamenii care atunci când sunt oamenii care au motoare termice și oamenii care au motoare electrice, da. Sunt cei care atunci când testezi motoare 1.2, 1.0 supraalimentate 3 cilindri, n-are 4 cilindri. Eu vreau motor de 2.0. Sunt cei care atunci când testezi un motor de 2.0, cum e Subaru, cum e Mazda, motoare care nu sunt forțate și sunt făcute să reziste un pic mai bine în timp. Păi dar puterea asta eu am pe 1.0-ul meu cu 3 pistoane, unde este evoluția? Și nu, evoluție nu înseamnă neapărat mai multă putere din motor mai mic. Evoluție este pe toate planurile și la motoarele aspirate, să ai frecări reduse. Iar la final te interesează doar ca mașina să-ți facă treaba, da. Să ai performanțe decente, să ai un consum bun și mai ales să ai o fiabilitate bună. Da. Cum e, de fapt, adevăratul test al unei mașini e când o vinzi. Da. Și tragi linie și vezi, a fost o mașină bună sau nu. Până atunci poți să discuți, poți să nu discuți, în fine, sunt doar chestii, temperament, mofturi. Da. Dar abia în momentul în care o pui la vânzare și tragi linie și vezi costurile și vezi cât de multe s-a desfăcut, poți să zici despre o mașină că e bună. Iar în cazul ăsta, abia ce s-a lansat nouă. Abia ce s-a lansat, da. Pentru cine ne urmărește peste 10 ani, să ne spuneți și nouă în comentarii, în 2033, cât de bun este de fapt acest Subaru Crosstrek. Exact. Dani, hai să vedem cum stai tu în spatele tău. Tu ai un nou... Asta vroiam să văd care e poziția mea exact de condus și cam asta ar fi o poziție absolut decentă. 1.90 cât?
1,92. Dar bine, nu conduc așa cu picioarele întinse, știi, și stat în spate. Da. Deci cam ăsta ar fi da. Nu am suit până acum în spate, deci nu am nimic. Nici eu, e tot în timp real. De fapt, e și vede că sunt tot de chestii acolo. Da, GoPro-ul meu. Da, ăsta mic. Telefoanele. Bun. Așa, ating aici. 1,92 cu 1,92 în spate, da? 1,92, la cap sunt efectiv la limită, deci am loc să-mi pun... Aha. Dar, de să închid... Să închid așa. Geamurile nu coboară de tot. Da, poți să scoți mâna pe geam. Da. Pot să stau, știi? Da. Nu este cea mai spațioasă mașină în spate, dar nici nu este deosebit de înghesuit. Pot să stau. Da, nu știu cât, la 1,92. Nu știu câte persoane de 1,92 vor avea alte persoane de 1,92 în spatele lor, dar așa este în funcție de... Deci așa e spațiul cu 2 de 1,92. Că dacă făceam eu cu 1,64 cu 1,64, aveam loc toți. Dar eu de obicei sunt obișnuit că în mașini, știi, când stau să nu stau așa. Da. Practic nicio mașină, totdeauna stau așa. Așa, da. Deci, da. Cam asta ar fi. Avem aici elementul de siguranță la impact lateral, aici unde se închide ușa. Ușile n-acoperă pragurile, dar din nou nu voiam acum să vorbesc despre chestia asta. USB-C, USB-A plasă doar în dreapta. Avem cotieră, avem cu suporturi de pahare cu bază cauciucată. Avem lumină în spate, dar e pusă acolo. Lumină centrală, să-i spunem așa. Și ISOFIX, evident. Cu căpăcel din ăsta pe care nu-l poți pierde, nu-l poți să-l scoți, ceea ce e foarte... Foarte bine. Și evident, bancheta rabatabilă. O rabatăm de acum. Îmi place la Subaru că e așa pe țâmburuș din ăsta. Se ridică foarte ușor, se pliază ușor. Centura nu ți este prinsă nicăieri. Aici avem răcirea de la baterie. Și ăla este portbagajul. O să-l arătăm și pe ăla. Îmi pare rău pentru întuneric, dar o să pun eu lumină un pic mai târziu la următoarele cadre. Ok, o chestie foarte interesantă. Avem sistemul ăsta EyeSight. Practic aici sunt camerele mașinii care recunosc omul și recunosc șoferul. Și în momentul în care se schimbă șoferul, camera recunoaște acest lucru și poate salveze profilul fiecărui șofer după acest lucru și să seteze anumite preferințe. Hai să plecăm la drum cu Crosstech. Am manetele foarte bine amortizate și uite, acum eu accelerez, da? Accelerez lejer. Și acum accelerez un pic mai tare, suntem în urcare. 3000. Bine, nu accelerez tare, evident că nu îi dau. Suntem în tunel acum și mașina merge smooth, liniar. Nu are întreruperi de cuplu pe undeva. Cam unde vrei să-i dai, acolo vrea. Și hai să vedem pilotul, da? EyeSight-ul. Îi dau set la 80 de km pe oră. Hai să-i dau 90, că ta-i limita. 90 și mașina merge singură. Sistemul ăsta EyeSight e mult mai avansat decât pare așa la prima vedere. În America au fost făcute niște testări cu mașina și la viteze foarte mari, ceva ce nu este legal în Europa, să mergi cu mâinile care nu sunt pe volan. Volanul la pilot este încă rezistiv, nu este capacitiv și avem un oarecum head-up display cu niște LED-uri așa. Practic îți bipăie niște LED-uri și îți spun ce ai de făcut. Dacă mașina este în bandă, dacă intervine frânarea, se face roșu. Uite, acum spune să pui mâinile pe volan, dar spune că este încă între benzi. Și dacă este verde, înseamnă că are mașina din față deja fixată, să-i spunem așa, și în spatele ei. Distanța o reglezi de aici. În momentul în care activezi butonul ăsta de pilot automat, toate funcțiile mașinii de siguranță de pilot automat și uite, merge foarte bine. Doar că îți spune acum să pui mâna pe volan și când simte că nu mai poate, se dezactivează. Am oprit pilotul, că vreau să văd cum este pe partea de frână de motor și dacă vrei să ai un pic de frână de motor, îi dai pe low și acum ai mai multă frână de motor. Dar motorul cu toate astea nu devine zgomotos. Nu am cum să fac testul de sunet aici, pentru că toate testele de sunet sunt făcute pe traseul meu de test și trebuie să fie în aceleași condiții, dar mașina se conduce foarte ușor, foarte ușor. Și acum suntem în modul EV, dar motorul este complet oprit și vreau să văd dacă mai pot să merg cu mașina pe
electric. Ea zice că este ready. Și mergem pe EV. Deși ea este un mild hybrid, merge foarte puțin pe modul electric. Prima parte a accelerației așa, primele 2-3 secunde le face pe electric. Uneori dacă e bateria încărcată și condițiile sunt, uite acum iar este pe EV și ea merge acum din starter generatorul. Da, o să facem stânga acum. Din starter generatorul electric, care este un sistem pe 118V care dezvoltă 17 cai putere, 66 Nm și sunt valori un pic mai bune față de un mild hybrid obișnuit. Deci este un sistem un pic mai puternic decât un mild hybrid obișnuit. În condiții de croazieră, el poate să împingă mașina din inerție, împreună cu inerția mașinii, să susțină o viteză constantă. Evident că nu poate să accelereze, nu este un full hybrid. Dar este un pic mai puternic decât un hibrid normal. Bateria 0,57 kWh este o baterie de dimensiuni normale pentru un sistem mild hybrid. Acum contează și cum o încarcă și cum o descarcă. În momentul în care vreau să accelerez la urcare, transmisia are un răspuns foarte bun. Evident, fiind un motor aspirat, dacă vrei performanțe ceva mai rapide, trebuie să urci în ture. Dar știi ce mi-a plăcut, Dane, foarte mult? Bă, mie îmi place direct, uite cât de moale e și cu toate astea e un pic precisă, are și un pic de feedback. Mașina e una dintre cele mai relaxante mașini așa de condus. Chiar este. Și faptul că ai un motor măricel se vede. Adică nu ai, nu știu, are cuplul ăla intrinsec al său la turații joase, pe care motoarele supraalimentate astea mici, cuplul nu-l au decât atunci când intră turbina, știi? Și atunci când apeși pe pedală, prima ta senzație este că mașina are un răspuns bun la pedală. Și pe lângă asta am observat că și pe partea de suspensie și amortizare e ok. Subaru, deși toate sistemele sale se numesc Symmetrical All-Wheel Drive și acum o să-l punem în acțiune pe partea asta virajată, care este absolut superbă. Subaru are mai multe tipuri de... Bine, menționează și că pe jos este ud și parțial zroată și noi avem pneuri de vară, pentru că aici, în nordul Italiei, de fapt în Italia nu este obligatoriu să ai pneuri de iarnă, nici măcar iarna. Trebuie însă să ai lanțuri. Noi avem lanțuri în portbagaj, dar nu ne ajută prea tare. Da. Avem niște Falcon Azenis, niște anvelope ok, am mai mers cu ele, n-au... Niște anvelope ok. Bun, deci are vreo 4 tipuri de sistem de tracțiune integrală. Dacă mașina nu este VRX, dar are CVT, atunci toate au un sistem cu diferențial deschis pe față, un pachet de ambreiaje, un ambreiaj multidisc în centru, care acționează pe post de diferențial, și un diferențial deschis în spate. Și mai are și un torque vectoring by braking. Deci cuplul este transmis în mod normal 60 față, 60, 40 spate, și nu în funcție de când mașina pierde aderența se schimbă cuplul, nu. Are mai mulți senzori. Senzorul de accelerație, de unghi al volanului, senzor de transmisie, senzor de viteza roților și implicit senzorul de ESP, care simte când mașina pierde tracțiunea. Toate astea funcționează în același timp, e un sistem activ și atunci cuplul este transmis activ. Nu este neapărat un sistem reactiv, e destul de proactiv. Și asta îl face să răspundă bine. Dacă este cu transmisie manuală și nu sunt variantele sportive, atunci ai vâsco cuplaj, dar la asta nu se mai aplică pentru că nu mai există cutie manuală. Ei bine, și dacă sunt versiunile VRX și cu STI, atunci sunt deja alte sisteme cu diferențial pe față, spate și central și așa mai departe. Dar ne rezumăm la mașina asta. Hai să vedem modurile de rulare, da? Dar nu mă lasă să văd modul de rulare. Eu pot să-l schimb dacă vreau, știi? Deci este pe intelligent sau pe sport. Și pe sport, evident, performanțele mașinii sunt ceva mai alerte. Pe intelligent se adaptează în funcție de modul tău de a conduce. Și în plus față de asta avem și unde poți să schimbi modul. Și noi suntem pe normal acum.
și nu am simțit pierdere de tracțiune. O să încerc să accelerez un pic mai, mai tare așa din anumite viraje. Gândiți-vă că aici e mâzgă pe jos, uite, aici e zăpadă, suntem anvelope de iarnă, știi? De vară. De vară, scuze. Și mașina ar trebui, prin sistemul ăla de torque vectoring by braking, în momentul în care tu accelerezi, nu trebuie neapărat să accelerezi, în momentul în care tu accelerezi sau iei un viraj și mașina tinde să subvireze, să folosească frâna, să frâneze roata interioară și să dea cuplu roții exterioare prin frânare, că așa diferențialele în sine sunt deschise față-spate. Dar n-am simțit niciodată sau nu m-am simțit în condițiile astea în nesiguranță. Motorul în sine este același de pe Forester. Hardware-ul, am spus, este același, doar că au limitat un pic puterea la Crosstrek pentru a mări aportul electric și a oferi un consum mai bun. Noi de ceva timp, cam de când am trecut eu la volan, noi suntem în urcare. Ne-aș consum a crescut la 7,5. Aportul electric se simte, uite, acum când accelerez cu 1500 de ture, e clar că cuplul ăsta pe care îl simțim, care ne duce pe noi mai sus, ăsta e clar, face parte din electric. Asta face mașina să fie destul de confortabilă, nu neapărat confortabilă, dar spun așa, îți dă o oarecare siguranță că poți să urci niște rampe și să nu se chinuie motorul în sine. 3 minute și ar trebui să intrăm în zona de off-road. Vom avea o zonă de off-road acolo unde ar trebui să-și arate această mașină și cealaltă parte a personalității ei. Pentru că nu e doar o mașină de șosea. Adică faptul că este Crosstrek, faptul că e tracțiune integrală permanentă, faptul că are o gardă la sol mare. 220 de centimetri. 220 de centimetri, da. Așa e... Garda asta nu găsești nici măcar la... E mai mare decât la Dusterul nou. Mai mare decât la Dusterul nou și mai mare decât la multe SUV-uri, inclusiv de clasă superioară. Și dacă te uiți la mașină, n-ai zice, știi? Dar... Deci ai tracțiune integrală permanentă, ai gardă mare la sol, ai niște ornamente, nu ornamente, de fapt niște protecții la caroserie, la baza caroseriei, foarte, o să le arate luci mai încolo un pic. O face să, faptul că ai o treaptă de reducție practic, da, în transmisie, o face să fie un vehicul decent off-road, cel puțin la nivelul unui SUV, adică unei mașini, să zic, cu caroserie autoportantă, nu o compare acum cu un off-roader veritabil. Nu. Dar în zona asta de turisme, da, cu capacități off-road, chiar dacă la bază e o caroserie de mașină compactă, e în realitate un, cum să zic, vehicul multifuncțional, polivalent. Chiar că este polivalent. Îmi place că ai un slider din ăsta, un switch manual prin care poți să reglezi luminozitatea. Într-adevăr, mai avem câteva subarisme, așa, știm că japonezii au stilul lor de a face lucrurile. Da, ne dau Apple CarPlay, ne dau Android Auto, dar uite, aici nu avem, spre exemplu, volanul încălzit care la versiunea de Canada sau de America e aici. Tablou de bord digital, eu sunt fan, tablou de bord analog, la fel, nu mă deranjează pe mine. Dar sunt într-adevăr alții care preferă acest tip de sistem. Acum depinde cum te obișnuiești, că e clar că noi trecem printr-o schimbare a industriei și a... Uite aici, fii atent aici. Da, cauciucuri de iarnă, de vară. N-ai treabă, nu? N-ai treabă. Deci nu... Și nu trebuie să o turez tare astfel încât să pierd aderența, pentru că am cuplul ăla de electric. Deci mașina nu vrea să patineze, nu a intrat SPU, nimic. Și aici mai avem alte Subaru-uri. Că aici trebuie să intrăm în... Hai să vedem. Da, aici putem să testăm diametrul de bracaj al mașinii. O lăsăm pe inteligent. Dar hai să trecem pe snow, da, sau mud, snow sau deep. Nu e deep. Nu e deep, da, ok. Dirt. Snow dirt. Snow dirt și inteligent. Și aici o să urcăm și ia să vedem. Vezi, da? mici alunecări, dar nu foarte mari. Adică, uite, și acum mergem pe zăpadă în urcare și pierderi de tracțiune nu avem. Și e bun un astfel de sistem care e și proactiv. Uite, ăsta e un test bun pentru sistemul ăsta. Cu anvelope de vară. Așa. Nu vrea să alunece chiar deloc. Și nici nu cred că trebuie să o punem pe low ca să activăm reducția. Nu cred. Nu. Uite, se vede că acum noi urcăm pe munte, știi?
Și o să urcăm la prânz cu teleschiul. Telescaunul. Telescaunul, da. Wow, uite, aici chiar e zăpadă. Aici chiar e zăpadă. Deci tu vezi că... Nu simți că alunecă sub tine. Nu alunecă. N-am auzit niciun fel de sistem. Nicio. Nicio intervenție. Nicio. N-am simțit nimic. Merge. Merge. Opa! Vezi, aici trage și garda la sol. Și tracțiunea. Uite, aici din nou. O semi-încrucișare de punți, îi spunem așa. Wow! Da, mă! Știi, avem și pietricele și iarbă udă și tot. Oricum este, cred, fix genul de off-road de la care, sau la care se așteaptă Subaru să fie supus acest model. Pentru da. Că nu e o mașină cu care să ajungi pe, prin zone în care nu există drumuri, ci este o mașină cu care, care să te ducă acolo unde drumurile sunt proaste, da, pentru a practica tu acele activități outdoor. Buzunarele la japonezi n-au fost niciodată foarte mari aici în uși, dar pe partea de spațiu de depozitare nu cred că mă duce neapărat lipsa, ai suporturi de pahare și totul. La fel, uite aici zăpadă pe frunze ude, da? Acum s-au simțit mici alunecări, n-ai treabă. N-ai treabă, mă. Deci eu sunt profund impresionat, pentru că cu alte mașini pe aici... Dar, repet, ajută foarte, suntem pe snow și pe dirt, dar alte mașini aici, pentru că ar fi avut o repartiție a cuplului puțin diferită, la un motor aspirat normal, n-ai avea cuplu, ai avea nevoie să pleci de pe loc sau să mergi, să urci, ai avea nevoie de cuplu, știi, să accelerezi un pic mai tare. A văzut frunza și mi-a zis să opresc, crezut că e o mașină, s-a speriat. La unele motoare turbo, la fel, intră turbina, ai cuplu prea mare, pierzi aderența, și sistemul de control al tracțiunii staie puterea, dar la asta nu, pentru că tu mergi acum cu acel cuplu electric care este odată instant și doi nu foarte mare și trei care suplimentează ceea ce face motorul termic, ceea ce e foarte ok. Și stat pe vizibilitate, observăm aici un al treilea geam și oglinda e pusă oarecum în spate pe ușa, astfel încât tu să ai o gaură între montant și oglindă. La alte mașini nu se întâmplă acest lucru. Vezi? Ca să nu se ducă... Eu n-am pus piciorul pe frână. Mașina s-a dus în spate și a frânat singură. Și s-o ține pe AVH, adică Auto Vehicle Hold. Hai să discutăm și despre cele 9 airbag-uri ale mașinii. Apropo de siguranță. Deci, indiferent de ce versiune alegi, chit că alegi versiunea de bază, vei primi tot sistemul EyeSight de versiune 4, care are o cameră în plus aici. Deci, camera centrală pune accent pe distanța în față, pe când camerele laterale se ocupă de un câmp vizual destul de larg. Și vreau să spun că la modul cum se conduce mașina asta e foarte foarte relaxant, foarte ușor, carefree așa. Și am observat că acolo unde am trecut peste niște denivelări că suspensia a trecut destul de silențios peste acest lucru. Se spune că au îmbunătățit antifonarea cu 50%. Asta nu înseamnă că mașina este cu 50% mai silențioasă pe decibelmetru, doar că antifonarea în sine a fost îmbunătățită. Noise vibration și hardener, NVH, noise vibration și hardener au fost îmbunătățite cu 50%. Iar asta se simte. Eu n-am condus XV-ul vechi. De fapt, XV-ul este vechi. Ar fi un pleonasm. Dar avem unul pe aici, știi? Poate apucăm să dăm o tură cu el scurt așa. Și pedala de frână este destul de ok. Ce mi se pare drăguț că avem solitaire în față este că cam așa o să arate, așa, într-un mod metaforic, gama Subaru și în 2030. Ne-au spus mai devreme oficialii că se electrifică și ei, evident, ca toată industria, dar având în vedere că e un producător global și că cea mai mare piață este America, sau mă rog, Statele Unite ale Americii. În 2030, planul este ca jumătate din mașinile pe care le vor vinde să fie electrice și jumătate termice. Da. Așa că vom avea în continuare motoare termice de la Subaru. Din fericire. Am ajuns pe un drum destul de interesant în care putem să mergem un pic mai repede. Avem Solterra în față. Am oprit eu un pic să-mi pun GoPro-ul pe cap, dar începem să-l ajungem din urmă.
Deci pe mâzga asta, unde mergem destul de tare și unde îi urmărim pe cei de la Subaru, nu simțim deloc pierdere de aderență, dar deloc. Mașina nu vrea să subvireze, nu are pierdere de tracțiune, este exact ceea ce trebuie. Am urcat foarte mult, am încărcat bateria și acum mergem exclusiv pe electric. Sunt curios cât de mult poate să meargă pe electric, chiar sunt curios. Te mâncă pe EV. De la o anumită viteză, bine, acum o să urcăm, deci a intrat. Dar noi, înainte să pornim camera, am mai mers un pic pe electric. De la o anumită viteză în jos, apare și sunetul ăla de electric, ca să-i anunțe pe pietoni că vine ceva. După o anumită viteză, se schimbă acest lucru. Totodată, dacă tu ești în snow și dirt și la un moment dat crești viteza peste o anumită viteză, nu știu, 36 parcă era, km pe oră sau 40 de km pe oră, trece automat în modul auto, dacă, în modul normal. Dacă tu reduci viteza, revine la modul ales de tine, adică dirt, snow, deep, snow și așa mai departe. Dar peste o anumită viteză tu nu mai poți să umbli. Sub o anumită viteză poți să umbli la moduri, pentru că modurile astea de off-road merg până la 40 de km pe oră sau ceva de genul. Dacă ai peste 40 de km la oră, deja se presupune că mergi pe un drum relativ bun. Iar a intrat pe off-road. Hello! Ce? Da, da, asta se făcea oamenii. Bravo, îmi place mașina voastră. A, da, făcea autostopul? Da, normal. Iar am trecut pe electric. Hai să vedem cât putem să mergem ea. Pentru un mild hybrid. Și da, motorul se oprește de tot. El e oprit acum. Nu e doar, el e pe ready, e gata să pornească oricând. Pentru că generatorul pornește, uite, și de acum a pornit, chiar dacă eu nu am chiar dacă eu nu am apăsat pe accelerație, a pornit pentru a ne da frână de motor. Când simte că motorul electric nu poate regenera suficient de mult cât să ne oferă o frână de motor adecvată, pornește motorul termic pentru frână de motor. Ia uite, Crosstrek-ul, primul Crosstrek european, să-i spunem așa, și așa arată pe celelalte culori și în spate ăla galben este versiunea anterioară. Ca și dimensiuni este simplu, e un crossover, că nu poți, nu știu dacă poți să numești mega SUV, deși are gardă la sol mare. Fii atent, hai să vă arăt gardă la sol, uitați-vă că e destul de mare și se vede și în poza de thumbnail cât de înaltă e gardă la sol, 22 de centimetri gardă la sol minimă. 4 metri, 4 metri și jumătate lungime, deci fix în limitele clasei, 1,80 m lățime în limitele clasei, 1,60 m înălțime, deci e mai mult spre crossover decât spre SUV. Cam astea ar fi dimensiunile. Au crescut puțin față de generația precedentă și o să vorbim un pic și despre design. Platforma este Subaru Global Platform, pe care sunt construite mai toate Subaru-urile, cu excepția lui Solterra, o platformă care pune accent pe eliminarea vibrațiilor, pe îmbunătățirea confortului acustic, pe un centru de greutate coborât și pe un oțel de înaltă rezistență în structura mașinii. Totodată, acest confort acustic este dat și de rigiditatea torsională. Și o să mai arătăm așa pe parcurs ce mai are mașina asta relevant, să-i spunem așa. Pentru că este ora 4 și se întunecă de vreme, vreau să facem designul exterior destul de rapid așa. Bine, totul va fi mai rapid de acum încolo, dar să sperăm că apuc să zic tot ce am de zis. Hai să începem cu farurile. Deci așa, avem farurile full LED, avem lumini de zi cu LED împărțite în două, semnalizări cu LED, totul LED în partea asta. Și da, avem și spălătoare, atât pe stânga cât și pe dreapta. Era cum să avem pe o singură parte. Farurile, ce vreau eu să menționez este că sunt poziționate destul de sus, au fost micșorate în dimensiuni și dacă suntem atenți, ele nu se află la extremitățile mașinii, adică în stânga farului mai găsești caroserie, aici mai găsești caroserie, ele sunt ieșite un pic în zona asta, dar totuși mai ai tablă în extremitatea farului și plastic, dacă e să o luăm aici, ceea ce înseamnă că, având în vedere că sunt mici, sunt băgate în interiorul mașinii, dacă lovești mașina în zona asta, s-ar putea să lovești doar farurile de ceață, care sunt și ele tot cu LED.
nu neapărat farul. Deci scap de o cheltuială, ori a ta, ori a celor de la casco. Grila a fost mărită puțin, avem mustăcioara asta care unește, vedeți că e ca și niște, ca o mustăcioară de pisicuță, așa, care unește farurile, emblema Subaru. Îmi plac numele astea italiene și mici, așa, lasă mult din suportul de număr. Per total arată destul de drăguț din față și, na, ca să vedeți cât de mare e garda la sol, da, chiar e destul de mare. La alte mașini n-aș putea să pun camera așa ca să o vedem. Platforma asta vine cu suspensie independentă pe spate, de fapt e double wishbone, da? Este o soluție la care Subaru nu a renunțat de la vechea platformă. Avem elementele astea de plastic, da, plastic cladding, cum zic englezii, care să-i dea un pic de robustețe vizuală, dar și în off-road, doar că dacă ne uităm foarte, foarte atent, sper să pot să prind, este texturat acest plastic. Asta poate să ascundă din zgârieturi. Avem aici niște prize așa aerodinamice. Astea sunt făcute să scoată aerul, da, murdar pe lângă mașină. Emblema e-boxer aici, că este mild hybrid. Am arătat din interior oglinzile care sunt montate aici pentru vizibilitate. La partea de vizibilitate mașina stă bine. Oglinzile puteau fi un pic mai măricele, n-am avut neapărat vreo problemă cu ele, dar puteau fi un pic mai măricele. Avem barele astea longitudinale, ușile nu acoperă pragurile, dar dacă suntem tot aici, mașina e făcută ori în Japonia, ori în America, dar la noi vine din Japonia. Materialele, vreau să arăt chestia asta, deci ok, avem material moale aici pe fața de ușă, imitate de fibre de carbon, plastic un pic mai tare aici, însă uitați-vă aici, n-am revăzut la multe mașini chestia asta. Toată cotiera asta e făcută din burete, e foarte moale și poți să-ți sprijini fără probleme mâna aici. Buzunarele le-ați văzut foarte bine. Deci ușile nu acoperă pragurile, ar fi putut să o facă, dar nu acoperă și hai să arătăm mașina și cu luminile de ceață. În spate, la capitolul materiale, observăm cum plafonul plonjează, nu este tocmai drept așa, dar Dan la cap a avut loc în asta problema și în spate aceeași spumă, același burete, da? Ca să-ți odihnești mâna. În schimb, material tare, 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 dar totul pare că rezistă în timp. Aici, nu știu cât de bine se vede, avem un desen așa, un munte. Asta este o mașină de outdoor și al treilea geam, care este foarte apropiat de stop. Și aici, stopurile ies puțin, dar tot mai ai caroserie în extremitatea stopului și aici la fel, ca să protejeze stopul. Stopul și el e montat destul de sus, a parcat Dan mașina, trebuie să intru pe iarbă ca să vă arăt spatele. Ceața este pe stânga, Subaru, all-wheel drive, cross-track și e-boxer. Camera de marș arier o avem aici și din nou avem o lunetă plonjată. Rezervorul e aici, antena e acolo, nimic deosebit, 10% concentrație de etanol. Cam acesta este un tur în jurul mașinii. Hai să vedem ce mai putem spune despre mașina așa în detaliu. Avem un pseudodifuzor aici. Nu știu cât de bine se vede, dar el este. Per total, mașina arată bine, sincer. Prețurile vor fi anunțate pe 15 decembrie. Noi avem o idee cam în jurul valorii, dar n-avem voie să spunem acum ca să nu facem o greșeală, să nu greșim prețurile, să nu spunem că e mai scumpă și de fapt să fie mai ieftină, să nu spunem că e mai ieftină, de fapt ce să fie mai scumpă și să facem probleme celor de la Subaru. Discuri față-spate. Apropo, erau Falcon anvelopele, dar erau ZX, nu erau Azenis. Și aici, evident, discuri totul și peste tot avem plastic. Adică nu avem pâslă la antifonare aici. Giuzele de spălare parbriz sunt aici sub capotă și aici se văd cele trei camere ale sistemului EyeSight. Și dacă tot suntem la capitolul ăsta, hai să vă arăt plafonul de sus. De ce e important acest lucru? Pentru că la varianta fără plafon panoramic, cei de la Subaru au montat mastic fonoabsorbant așa, în dungi, de-a latul mașinii. La varianta cu plafon panoramic, au montat mastic din ăsta fonoabsorbant în jurul plafonului panoramic. Și au dat seama că confortul sau disconfortul în interiorul unei mașini
este perceput de către urechea interioară. Și atunci au făcut tot ceea ce le-a stat în putință să facă mașina asta cât mai bine, cât mai antifonată. Și tot la în urechea interioară acolo avem și senzorul nostru de echilibru, să-i spunem așa, senzorul interior de echilibru. Și atunci au montat scaunul pe șasiu, astfel încât să ai pelvisul mai bine ancorat și atunci mișcările capului în mașină au fost reduse cu 44%. Adică nu o să facă capul așa pe curbe, face așa. Și atunci ai un confort perceput ceva mai bun. Sunt chestii micuțe, adică puteți să spuneți că a, e scumpicică sau că n-are putere sau așa, dar mașina e gândită în jurul omului, în jurul șoferului, pasagerului. Mie că la un drum de ăsta de 2000 de kilometri ești mult mai odihnit în asta decât ești într-o Tesla Model 3. Așa zic eu. Acum nu mă ascultați pe mine că nu sunt eu Nostradamus, duceți-vă și testați-le pe amândouă. Hai să vorbim despre scaune. Ai reglaj pe 10 direcții la versiunea de top și la versiunea intermediară, dar ai scaune textile pe primele două echipări, piele pe a doua versiune. Cam așa arată pielea, hai să-i spunem, la microscop. Scaunele sunt bune, sunt ergonomice, odihnitoare. Hai să vedem dacă mai avem timp și de portbagaj, că ne așteaptă înăuntru să mergem, să facem un wrap-up. Portbagaj. În portbagaj avem același desen frumos pe protecția asta, desen cu munți. Bun, volum, deci uitați-vă câte cârlige, cârlig, 328 de litri volum minim, o copertină frumos, a treia centură de siguranță o regăsim aici, avem o podea falsă într-adevăr și sub podea falsă regăsim asta. Nu avem mai mult sub podea pentru că trebuie să stea și bateria asta a sistemului mild hybrid undeva, ceea ce înseamnă că, ia să vedem, n-avem nici roată de rezervă. Și nici nu mă așteptam să avem. Și pe aici pui centura centrală. Da. E un mâner foarte interesant. Ce nu îmi place, unul, nu avem și mi-ar fi plăcut să avem portbagaj electric. Aici avem totuși un mâner de care să tragi și aici, precum la mașinile chinezești, se văd șuruburile astea de la sistemul de încuiere. Sunt un pic expuse, puteau să nu fie expuse acum, na. Sunt cârcotaș. La cât antifonare au băgat în mașina asta, puteau totuși să nu, știi, puteau să facă și șuruburile astea, dar să nu fiu cârcotaș. Că bine, când spuneți voi că să nu le laud. Na. Apropo, stopurile LED, doar semnalizarea cu bec și dacă nu mă înșel, marșarierul este tot cu bec. Dar semnalizarea este 100% cu bec. Na. Să vă plângeți că nu e cu LED. Da. Când critică lumea Duster-ul că n-are LED pe stopuri, bine, Duster-ul nu are. Dar când critică lumea că n-are stopuri cu LED, na, să le ziceți că nici Subaru XV nu are. Eleronul cu al treilea stop de frână și cu extensiile astea au rol aerodinamic. Evident, aerodinamica contează foarte mult în economia unei mașini, poate cel mai mult. Mai mult decât masa proprie, dacă e să mă întrebați pe mine. Care la mașina asta undeva la 1400-500 de kilograme. Sper să nu mă înșel. Deci Forester-ul are 1700. Asta mai scade 1000, mai scade 150, deci 1550 de chile, 1500 pe acolo, nu am cifra exactă să vă spun momentan. Avem și nou boxer aspirat de 2 litri, același de pe Forester, aveți mai multe detalii în clipul meu cu Forester, cu Daniel Leulescu. Interesant că a pus bateria aici, la orice boxer, uite și filtrul de ulei, cât de simplu se schimbă la un... la un boxer. Aspirat, injecție directă, mild hybrid, 136 de cai putere, 194 Nm, evident ajutat de cuplul motorului electric. Și mașina, după cum puteți vedea, are una, două baterii, da? Asta pentru că o baterie este pentru mașină și o baterie este pentru sistemele de siguranță, pentru EyeSight. Una este de EyeSight și una este de bateria de pornire a mașinii. Ceea ce e foarte interesant, pentru că mașina asta are una, două, trei baterii și cu cea din, cea din spate. E interesant pusă, dar asta ajută și la repartiția maselor stânga-dreapta. Știi? Oricum motorul este boxer și este
cu cilindrii orizontal opuși, adică ei se mișcă așa, de asta îi zice orizontal și nu vertical. Și atunci centrul de greutate este coborât și mai e și o distribuție destul de egală față-spate. N-avem amortizor, avem antifonare și din nou avem și ruburile expuse acolo, dar astea sunt zone, mă rog, asta e o zonă unde majoritatea proprietarilor nu vor ajunge, pe când în spate la portbagaj de adevăr este vizibilă. Și acum vine întrebarea pentru voi. Subaru vinde mai bine în Statele Unite ale Americii, uite și una pe roșu, a noastră e portocaliu, culoare nouă. În America Subaru vinde mai bine decât Volkswagen. Sunt americanii proști în condițiile în care Volkswagen a venit cu o declarație și au spus că mașinile lor nu mai sunt competitive pe piață? Deci sunt americanii proști sau suntem noi? Nu noi, dar zic așa. Și știu că modelele Subaru vechi aveau motoare mari, consum mult și mai departe. Și cam atât de la evenimentul cu Subaru Crosstrek. Evident, pe la final de decembrie vine mașina de test în România, o să o mai luăm atunci și o să vedem ce mai este de spus. Așa că dacă vreți să vedeți încă o dată clipul Crosstrek în România, cum se comportă, eventual cu un invitat special, lăsați în comentarii. Dani acolo se bucură de suc. Îi mulțumesc de ajutor și aici la Dacia Duster. Ce să mai? Asta a fost din Italia, de la Milano, Subaru Crosstrek. Și mulțumim Subaru România că ne-a trimis să vedem un model în premieră. Ne auzim în comentarii, în descriere aveți o grămadă de linkuri utile. Eu vă pup, mașini cu Luci Popa. Top Gear România. Se încheie. Se încheie.